Andreea, bine ai venit la podcast. Bine te-am găsit. Marius Tucă. Da. E o mică problemă. Podcastul e despre viața ta, care ne imaginăm că e un roman pe care îl scriem împreună aici. În, un eseu. Într-o oră. Un eseu, un eseu, un roman. Nu știu, ce vrei tu. Da. Pentru că tu și scrii. Nu, da, mă rog. E da. Mult spus. E mult spus. Cam asta ar trebui să te rogi înainte de începerea podcastului. Adică să te rogi, cam asta okay. ar fi de făcut. Da. Dacă viața ta ar fi un roman, nu? Așa. Romanul Andrei Grămoșteanu. Cu ce începe acest roman? Care ar fi începutul? Cred că aș intra direct în intrigă, fără niciun fel de expozițiune. Mm-hmm. Că așa mă simt, intrat în viața asta direct în intrigă, așa. Mm-hmm. Cam așa aș începe și după aia cu punct culminant imediat. A, avea așa. Și punct culminant. Așa, și da, da, da. Intriga ar fi despre cum de la... Despre, nu știu, cum am intrat în lumea asta, ce am crezut eu despre ea, cum s-au schimbat lucrurile între timp, cum s-au schimbat opiniile, prejudecățile, cam despre asta. Dar cred că ar fi, nu ar fi un roman, ar fi un eseu, așa. Un eseu. Așa aș spune. Da, da, da. Un eseu semi-filozof. Cu ce gânduri ai intrat în lumea asta? Cu gândul unei determinări așa, care nu știu de unde vine, probabil că de la strămoșii mei, care au fost niște supraviețuitori și niște luptători, strămutați pe meleagurile noastre, obligați să-și facă o casă sub pământ, cu patru țăruși, cu așa, un soi de goană după, cred că după... Supraviețuire sau... Da, și de a mă stabili cumva undeva. Cred de a te înrădăcina. Exact, cred că asta porc de la ei. Uh-huh. Dar știi cum e, odată ce... Eu sunt născută la mare și mă gândesc așa că odată ce înghiți mare, e greu să prinzi rădăcini, știi? Așa ești gândesc, întotdeauna într-un fel de plutire, da, nu? Da, da, într-un fel de mișcare continuă, da. Da, e mai greu cu rădăcinile în mare, adică... Uh-huh. Asta zic. Uh-huh. Am înghițit marea și a fost... A fost importantă marea pentru tine, nu? Foarte importantă. Foarte importantă pentru că ea, de fapt, mi-a arătat ce înseamnă dimensiune și cred că după asta am alergat, de fapt. Uh-huh. Să umplu un soi de dimensiune pe care am văzut-o la început. Da, mi se pare că te grăbești un pic. Asta este, da. E ritmul tău dintotdeauna? Da, sau e... da. Am avut o, de fapt, nu am avut o problemă. Aveam o problemă când eram la Constanța, că vorbeam foarte repede, foarte, foarte repede și uneori mă scoteam cu treaba asta, că atunci când nu știam foarte bine lecția, pentru că vorbeam repede, știi, umpleam verbal anumite lacune. Și după aia, când am venit în București, m-am adaptat destul de repede, pentru că ritmul, cumva, mi se părea că e același, de la Constanța la capitală, știi? Asta am simțit și eu, la fel. Da, dar... n-am avut o problemă de adaptare, niciodată, nu. Același ritm. Te-ai adaptat ușor. Foarte repede. Dar orașul, că era mai mare? Nu, îmi doream să vin aici. Aveam o frustrare că nu sunt aici, că mi se părea că aici se întâmplă lucrurile și că eu nu pot să iau parte la treaba asta. Și îmi doream foarte mult. Și când am ajuns, atunci mi s-a părut ceva normal. Păi și marea? Cum ai lăsat marea? Păi marea era, dacă o înghițisem, era în mine. Tine, da. Era în mine. Și copilăria la Constanța, nu? La Constanța, lângă Constanța, la Palazul, unde erau bunicii mei, acolo, unde era tot un lac, deci era tot apă lângă casa bunicilor mei. Deci e ceva cu treaba asta, cu apa și cu mișcarea asta continuă. Ai avut o stradă a copilăriei, o stradă de care... Am avut o stradă pe care locuiam, Alea Zmeurei se numea, care a dat și un președinte la acestei țări. Eram vecină cu domnul Băsescu, ei stăteau la prima scară, eu la a treia. Am înțeles, dar nu trebuia să întreb asta. Așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Da, Alea Zmeurei. Și îl știai de atunci? Adică... Da, ne știam cu fetele și cu Ioana și cu Elena, eu fiind cam de aceeași vârstă cu Ioana, cred, dacă nu un pic mai mare, de fapt cam de aceeași vârstă. Da, ne știam. Nu eram foarte bune prietene, dar erau în același cerc. A fost frumoasă copilăria? Foarte frumoasă, pentru că a fost foarte zgomotoasă. Și cu mulți copii ne jucam afară cu toții, ceea ce, din păcate, nu se mai întâmplă aici. Bine, eu eram și foarte băiețoasă, mă jucam mult cu băieții, de la... Capra nouă, lapte gros, frunza și fotbal și toate astea. Eram foarte băiețasă, de unde probabil ai mei și-au tot dorit un băiat, au făcut patru fete și cam toate așa băiețoase. Ai jucării ale copilării de care ți-aduci aminte? Da. Am un ursuleț pe asta care l-am și acum, da? Dar e plușul ăla... Un ursuleț de pluș, ăla adevărat. Da, foarte...
nu vine cuvântul în română, nu era moale, știi, era foarte astringent așa, blănița lui. Urmăm și acum, mai are un singur ochi, cam atât de mic, așa. Deci ăla a fost, a fost jucăria de plus a copilăriei tale. Exact, da. Spune-mi, te rog, care ar fi personajele principale din acest eseu, roman al vieții tale? Păi cred că, nu știu, cam pentru toată lumea așa încep cu părinții și intri direct în intrigă cu ei. Apoi, eu am avut un noroc fantastic, nu știu dacă ți-am mai povestit despre lucrul ăsta, am avut un diriginte în liceu, care era un fel de discipol al lui Noica, așa, care a format niște caractere, de fapt, care ne-a învățat ce înseamnă actul lecturii și ne-a învățat ceea ce putem numi azi debate-ul. Pentru că fiecare oră de română începea cu câte un motto în funcție de ce citeam atunci. Adică, indiferent despre ce era vorba la oră, discuția începea cu asta. Și făceam foarte mult debate și ăsta a fost norocul meu fantastic. Care au fost visele copilăriei, apropo de... Asta au fost legate de ceea ce fac. De ceea ce foarte faci. Tare, da. Adică, din totdeauna, cred că nu mă știu... dorind să fac altceva. A, deci te gândeai de atunci să faci actorie. Da, făceam treaba asta, făceam spectacole în Casa Scării, spuneam bancuri, făceam, nu știu, pur și simplu. Așa mă știu, gândindu-mă că vreau să fac treaba asta. Alte personaje importante în romanul vieții tale, în afară de părinți? Te-ai înțeles bine? Stai o secundă, să nu trec de asta. Te-ai înțeles bine cu părinții? Ai fost în acord cu ei? Nu pot să fii în acord cu părinții niciodată și mai ales cu mama nu pot să fii în acord. Când ești fată, crești în opoziție cu ea, că așa e și normal. Deci cred că pe undeva a fost, dar spun cu ghilimele așa, dușmanul meu numărul 1, că m-am poziționat tot timpul frontal față de ea. Și aveam treaba asta, cred că i-a fost foarte greu, că văd la fiii mei acum, aveam treaba asta, nu spuneam că îmi pare rău. Eram foarte încăpățânată și se lupta cu mine cu treaba asta să spun că îmi pare rău și nu spuneam. Era, nu, mi se părea că nu e corect. Nici fiul tău nu spune că... Spune, dar văd acum dorința asta de contră și de... Și compari copilăria ta, uitându-te la copilul tău acum? Mi-e greu să o compar, pentru că e foarte diferită. Altceva. Da, e foarte diferită. E un gen de dialog pe care părinții mei n-aveau cum să-l știe. Adică poate se exprimau altfel, transmitau altfel iubirea pe care nu purtau, dar nu așa cu genul ăsta de dialog pe care cel puțin eu îl încerc cu el. Chiar dacă e mic, eu am și te-ai împăcat cu mama ta apropo de toate contrele și toate dușmanul din copilărie? Da, îți dai seama că la un moment dat realizez că asta nu mai e o scuză. Dom'le, nu m-am înțeles bine cu mama sau că n-am luat și eu niște bagaje de la ea, asta nu mai e o scuză, nu te mai poți ascunde după treaba asta. Și ți-ai dorit să ajungi la București? Adică enorm. Era visul tău să faci actorie la București? Da, 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 da. Aveam, mi-aduc aminte că aveam... Băi, trebuie să povestesc o chestie. Te eram, de-aia ești aici. Am plecat la un moment dat, eu am făcut, am fost și student acolo la teatru cumva câțiva ani, am plecat, n-am terminat, am luat de la capăt aici și am plecat la un moment dat din teatru. Făceam un soi de rezidență, așa, în ghilimele acolo, niște figurație, am plecat cu o halebardă, pentru că erau lucruri care se casau. Și am plecat cu ea în autobuz, mi-aduc aminte, pentru că îmi doream să o fac corniză la perdea, știi? Și toată lumea, îți dai seama, se uita la mine, eram cu o halebardă imensă, din lemn, e adevărat, dar arăta într-un fel, pe care am și dus-o acasă și cred că a păstrat-o maică-mea așa acum, în camera unde am stat, există această halebardă de care a agățat o perdea. Și venirea la București, școala cum a fost? Examenul, școala? Examenul a fost, pentru mine era cumva un ultim tren, adică era ori la bal, ori la spital. Și după aia școala a fost ce mi-închipuiam eu că o să fie. Asta a fost școala. Adică treabă, muncă, meserie, asta am învățat. Ai personaje din școală pe care le-ai introduce în romanul vieții tale? Da, normal. L-am pe domnul Gelu Colceag, pe care, na, încă n-aș putea să-l ignor, n-aș putea niciodată să nu mi-l amintesc primul în genul ăsta de dialog. Și toți oamenii care au muncit cu noi, Radu, Gabriel, Marius Gâlea, au fost o echipă sudată și grozavă. Da. Alte personaje te întrebam din romanul vieții tale care ți-au marcat existența, care trebuie să fie în romanul vieții tale. Moment de iubiți? Nu neapărat, adică nu e o chestie... Da, nu știu ce să zic. Au fost astea foarte puternice, cum a fost dirigintele meu, Paul Iru, cum a fost profesorul Gelu Colceag. Apoi când am intrat în
teatru mic, dar păstrez lista deschisă. Nu-i, nu-i o listă definitivată. Aceste personaje au însemnat și întâlnirea cu aceste personaje, cu acești oameni, au însemnat și întâlniri importante în viața ta. A mai fost o altă întâlnire importantă în viața ta, în afară de întâlnirile despre, cu oamenii despre care vorbeam? Da, a fost întâlnirea asta cu cuvântul scris care m-a salvat de foarte multe ori. Pentru că eram foarte serioasă de felul meu și luam viața foarte în serios și nu înțelegeam cum alți oameni pot să ia în derâdere. Și atunci m-a salvat treaba asta, că puteam din condei așa să-mi arunc singur un colac de salvare. Și scriai pentru tine? Scriam pentru mine, da, da, da. Prima dată știi cum e, încep cu un jurnal, scrii acolo, apoi încep să, când citești și sintetizezi și ai lucruri care te marchează, să le notezi acolo. Și de la asta, ușor, ușor, am început cumva să capăt așa un fel de stil al meu, dar pentru mine chiar a fost un colac de salvare. Și nu te-ai gândit să scrii serios, să scrii o carte? Știi cum e la bătrânețe? După, nu știu cât. Nu știu, e dificil. Da, și tot ce ai scris e undeva, ai undeva, nu? Da, este. Într-adevăr, este. M-am mai uit așa din când în când și nu știu cum de asta. Iubiri neîmpărtășite. E adevărat, da. Lucruri de astea. Ce ai scris rămâne și poate să facă parte așa dintr-o este. Carte. Da, cine știe. Tot, am chestia asta și tot amând treaba asta, am senzația, știi, că o să am o epifanie și o să vină momentul ăla și gata și de acum. Atunci e o să... prostie, e o lene, probabil. Pe de ce ai vrut să fii actor? Cred că am vrut un loc unde să mă exprim așa cum sunt, fără să fiu judecată. Pentru că eu ca om așa și ca, de fapt, ca femeie, în general, am avut parte de foarte multe prejudecăți din partea bărbaților. Pentru că, pentru că eram un gen foarte greu etichetabil. Mm-hmm. Nu știam unde să mă plasez. Da. Și aveam chestia asta. De multe ori mă împrieteneam cu băieți din frica asta de respingere și după aia se trezeau cu mine că făcusem un crash și nu mai înțelegeau pe unde se poziționează. Dar era un fel de armură a mea, știi? Mm-hmm. Pentru că mi-era teamă de... Era, ești timidă, adică erai timidă, îngrozitor, de sălbatică, de fapt. De timidă. De fond, da, exact. Mm-hmm. Și din cauza asta făceam treaba asta, mă împrieteneam foarte repede. Foarte repede. Și teama de respingere, probabil că Da, pentru că nefiind ușor etichetabilă, atunci era greu cuiva să mă placeze undeva. Mm-hmm. Și din cauza asta am început să construiesc un fel de armură care a devenit... De fapt, stilul meu, dau seama, pentru că eu am început un fel să... de personaj care ai devenit chiar tu. Da, pentru că stilul meu de gândire cumva pe undeva e unul aproape de cel masculin, știi? Mm-hmm. Adică felul, de asta am putut să fac comedie, pentru că e un stil analitic cumva, hai să spunem, mai aproape de cel masculin, deși o să ne hăitărească toată lumea acum, mai ales asta în e problema. Vremurile pe care le trăim, că... Că spun asta. Că se schimbă lumea, practic. Uh-huh. Dar până la ce vârstă ai avut teama asta de respingere? Până la o vârstă destul de înaintată. Serios? Da, da. Adică da, o personalitate că... pe care cred sau bănuiesc că o știu bine, de fapt nu mă așteptam să ai până târziu teama asta de la o personalitate ba da, atât de puternică. Ba da, pentru că era același lucru. Oamenii nu știau, bărbații nu știau de unde să mă ia. De unde să te... Da. Mă, și cu asta? Dar și tu te poziționai într-un fel da, jucând? Da, din frică. Mă poziționam frontal, de fapt, știi? Luam mina aia de super serioasă, inabordabilă și, de fapt, în sufletul meu era asta un strigăt. Da. Păi și când venea crash-ul, ce ziceau? Și când venea crash-ul, omul zice, băi, dar stai puțin, stai, da, nu. Și după aia se separau apele foarte tare și aia era. Era finalul, de fapt. Mm-hmm. Când se declara crash-ul, era finalul. Când ai simțit, știi că e chestia, întrebi actorii și a intrat în pielea personajului, când ai simțit că a intrat în pielea actorului? Că ești actorul pe care ți-l imaginai sau actorul la care vrei tu să ajungi, să fii tu actorul ăla. Când nu ai cred simțit? Că am ajuns încă. A, n-ai ajuns încă. Nu cred. Nu că răspunzi ajuns. Așa că... Nu, pentru cred, că învățăm nu. În fiecare zi. Că... Nu. Nu cred că am ajuns încă. Adică, cred că încă nu mi-am atins potențialul pe care eu îl
cred că îl posed. De ce? Te că... cauți, încă te cauți, nu te găsești întotdeauna? Pe lângă faptul că mă caut, există ceva, apropo de ce spuneam de dimensiune, care încă n-a fost umplut, care încă n-a ieșit la iveală. Am mijit așa. Ceva? Dar, de ce sorginte? De ce? Care e? Nu știu de ce. Ce se cheamă? E aer? E lumină? E... Se cheamă un soi de energie a pământului, așa, nu știu cum să explic. Dacă ai înghițit marea, normal da, că da, simți nevoia da, de pământ. Da, da, e ceva ce trebuie să iasă din mine așa cu o forță care încă nu și-a găsit adăpostul. Mm-hmm. Încă nu. Dar simți cam ce este, dar nu și-a găsit, da, încă nu și-a da, găsit loc în da, tine. Da, simt ce este și probabil că doar în niște parametrii antici, probabil, ar putea să iasă. Dacă s-ar afară. Face un film după romanul vieții tale, după ce ai trăit până acum, ce actor, ce actriță sau ai vedea jucând în rolul tău? Ai vedea Ana Maniani. Ana? Ana Maniani. Mhm. Crezi da. Că a da, fost modelul da, nu tău? Nu știu, mi se pare că sunt, apropo de lucrurile astea, de forța asta care trebuie să iasă dincolo de pachet. Știi, ea nu era un pachet foarte estetic neapărat, știi? Estetica ei venea din altă parte. Și aici sunt cumva niște similarități între... Similitudini, scuze, între noi. Și cred că da, probabil dacă ar fi un film, cred că da. Ce film ar fi? Un film de? Nu, ar fi o tragedie greacă. O tragedie? Da. Cred că am mai discutat despre asta, dar cu atât mai bine că aici suntem la un podcast și suntem mai așezați și avem timp. Apropo de construirea personajelor, mă întreb întotdeauna și am primit tot felul de răspunsuri care mai de care mai interesant. Cum îți construiești personajul și în ce măsură, cum reușești să construiești un personaj cu care nu ai foarte multe în comun? Păi dacă nu ai foarte multe în comun, cu atât mai interesant. Pentru că, da, până la urmă găsești ceva. Adică e imposibil să nu găsești ceva din tine, chiar dacă pare că e la distanță. Dar ceva găsești. Ceva și atunci găsești. Te agăți de acel ceva da. Și construiești? Mă agăți de ceva care pe mine mă interesează profund. Asta e puntea mea cu el. Probabil că se poate, nu știu, dar eu nu știu așa, și de afară, știi, înăuntru. Dar la mine pleacă tot timpul de la ceva din mine care trebuie să iasă. Așa se întâmplă la mine, nu știu cum altfel. Și pleacă de la nucleul ăla, de la miezul ăla, care după aceea se ramifică. Poate să fie un punct de la care începi da, să trebuie construiești. Să fie, pentru că trebuie să fie ceva punte. Care să fie în tine, nu? Din care să construiești. Da, trebuie să fie să ceva facă parte autentic, din tine. Pentru că altfel, nu știu, că trebuie să pleci de la un adevăr. Ca să poți să construiești, ai nevoie de această temelie, de această bază, da. Chiar dacă o bună parte din rolul pe care îl faci nu are legătură cu tine, aparent, cu viața ta, cu trăirile aparent ta. Nu aparent are. Nu. Dar eu cred că sunt în noi toate trăirile și mea. Le descoperi, le scoți la iveală. Te-ai găsit în situația să exprimi lucruri la care nu te așteptai, nu credeai că sunt în tine sau le-ai trăit, de exemplu, să dau un exemplu absurd, poate, într-o viață anterioară și să simți că le-ai trăit? Asta nu. Am simțit că sunt în mine. Deci nu e ceva ce e complet străin. Poate manifestarea, n-am simțit-o că e în mine, așa cum am manifestat. Dar punctul ăla, nucleul ăla, a fost în mine. Dar ce s-a întâmplat când nu ți-a ieșit un rol? S-a întâmplat? Da, s-a întâmplat, normal. Și? M-am chinuit îngrozitor. M-am chinuit și mi-am adunat toată experiența și toată tehnica și atunci am reușit să ai folosit mai mult un pachet frumos. Ai folosit tehnica, ai îmbrăcat rolul. Am vrut să ies în inițial din proiectul ăla pentru că... Asta voiam să te întreb, dacă nu dar ai... Dar nu era neapărat, era o problemă de context care nu-mi dădea nimic, adică nu m-am încărcat cu nimic. Și n-am fost lăsată să ies până la urmă și am zis, ok, bine, dacă m-am hamat la treaba asta, o să-mi asum așa cum eu, o să fac tot ce o să pot și asta e. Care e rolul vieții tale? Rolul pe care l-ai făcut până acum? Există un rol? Nu, cred că e următorul. Nu, niciodată mă gândesc așa. Nu, mă gândesc că va să vină, așa mă gândesc. Și ce faci cu rolurile, cu personajele?
pe care le-ai construit rămân în tine într-o bună măsură? Păi mai ele ales... erau deja acolo. A, erau deja, ele... dar unele nu erau, le-ai descoperit. Da. Rămân în tine... E o discuție asta, știi, mm-hmm. ce faci ca să... Scapi. Ca să scapi, da. Să nu da. Rămâi actorul unui singur rol sau da, un, da, un da, rol da, important da. E, pe care e o discuție făcut. Asta și sunt tot felul de metode, dar da, trebuie să existe o igienă. Trebuie să existe o igienă pentru că altfel o iei razna. Te duci la există o igienă, cum să zic, impusă sau vine de la sine nu, odată cu rolurile pe care... Unele vin de la sine, dar altele sunt la impuse. Pentru că, într-adevăr, poate să fie ceva care să te bântuiască foarte tare. Mm-hmm. Care să vină după tine și trebuie să o lași să plece pentru că altfel te omoară. Te omoară. Ți-ai dorit până acum un rol, un personaj, să joci un personaj și nu s-a întâmplat asta? Nefiind la capătul vieții mele, sper. Da. Nu pot să spun că nu s-a întâmplat asta, dar sper să se întâmple. Să se întâmple? Da. Adică să vină un rol pe care să ți-l nu, dorești. Pe care mi-l doresc, pe care știu că o să-l fac la un moment dat, nu știu când, dar știu că se va întâmpla. A, dar nu știi în momentul ăsta despre ce rol? Ba da, știu despre ce. A, și nu vrei să spui, e supersticioasă. Dar, da. Dar, da. Am înțeles. Ca să putem continua, cum s-ar numi, ce titlu ai dat romanului vieții tale? Oh... Poți să folosești și un titlu de carte, un titlu de film, dacă nu îți vine în momentul ăsta nu ai o idee de titlu. Din pom au căzut 3 mere. Din pom au căzut 3 mere? Da. Și pe copertă ce ar fi? Un măr cu 3 mere. Nu știu ce ar fi. Ar fi o copertă albastră, probabil, care nu... Adică o copertă albastră? De ce albastră? O copertă albastră... Dar care n-ar ilustra neapărat titlul. Uh-huh. Pur și simplu, nu. Care ar induce în eroare, probabil. Păi așa cum ai vrut tu să induci în eroare. Exact, da. Dar de ce albastru? Da. De ce să fie o copertă albastră? Așa, că e... E culoarea ta, e culoarea... E o culoare puternică și te duce și sus și jos, te duce peste tot. Uh-huh. Și nu știi unde... se termină. Adică nu știu cum se unesc, dacă au o linie orizontului, că e albastru și sus și jos. Există un roman, o carte care te-a marcat, o carte care... Sunt mai multe cărți care m-au marcat, mai multe. Acum mă chinui să termin una a lui Robert Musil, Omul fără însușiri, și mă chinui că e o dita mai cartea, dar e o carte formidabilă, nu știu dacă o știi, dacă ai citit-o. N-am citit-o, nu. Este incredibilă, trebuie neapărat să pui mâna pe ea. Mm-hmm. El are cumva, e un scriitor neamț, dar are bunici sau părinți de origine română și este un fel de Goethe, așa, adică a scris cartea asta acum 100 de ani, dar este incredibil, vorbește despre vremurile noastre. Este fenomenală, ți-o recomand din tot sufletul. Îți mulțumesc. Apropo de vremurile noastre, a fost pandemia, noi ne-am întâlnit și în pandemie. Da. Cât de mult s-a schimbat lumea, Andreea? Cred că era pe punctul de a se schimba. Era? Cred că așa cred. Cred că a fost așa o trambulină, a fost un salt mai rapid. Adică acolo. Pandemia a făcut să accelereze schimbarea. Exact, exact, da. Cred că suntem la un final de ciclu care nu știm cum se va termina și un început de alt ciclu care nu știm cum va fi. Cum va fi. Da. Dar dacă e să pui față în față cele două lumi, da? Lumea înainte de pandemie și cea care se construiește în mișcare după, care ar fi diferențele majore, apropo de lume, de oameni, de prieteni? De prieteni n-aș putea vorbi. Prietenii au fost și sunt la fel, tot aceia, și înainte și acum. Da, dar știi că multe prietenii s-au stricat în vremea pandemiei, apropo de... Înseamnă că nu erau ce trebuia să fie, probabil, da. Dar, nu știu, cred că întotdeauna, știi... procentul și nucleul rămâne același, indiferent de trecerea timpului. Mm-hmm. Se schimbă ce e în afara lui. Dar nucleul rămâne același. Nu pot să spun că o să fie mai rău sau cred că o să fie... Cu siguranță o să fie diferit, o să se transforme lucrurile. Asta e clar. Și noi odată cu ele și o să vedem în ce. Copilul tău, în ce lume ai fi vrut să trăiască? În lumea dinainte de pandemie sau în lumea asta care spuneai că se naște, se schimbă? Copilul meu, dacă a venit acum, e clar că trebuia să trăiască în vremurile astea. Mm-hmm. Dar observ un lucru acum, la toată generația asta de copii, de vârsta lui.
Câți ani are? Copii, 4 ani. Mulți înainte. La fel, mulțumesc. Sunt niște copii foarte frumoși. Dacă te uiți la ei, sunt foarte solari, foarte frumoși. Mi-aduc aminte că în generația mea, dacă scapa unul mai răsărit, așa, unul, doi, dar eram troglodiți, eram vai mama noastră. Nu eram niște copii frumoși, estetic, dar ei sunt foarte, foarte frumoși. Nu mai vorbesc de cu ce vin încărcați. Inteligența... Niște, da, niște discuții, niște la 4 ani. Păi nu, la 4 ani... Te jucai cu... Erai cu ursulețul de pluș, da. Da, exact, exact. Mai puțin cu păpuși, dar nu eram așa. Nu eram așa. Cum a fost experiența ta de a deveni mamă și ce înseamnă din momentul în care... Da. Cât de mult te-ai schimbat? Păi este încă. E o experiență... Și mă gândeam la un moment dat așa că sunt cumva forțată de situație să iubesc pe cineva. Cum adică ești forțat? Adică născând, știi, că este o altă persoană pe care o iubești cumva fără să te fi cucerit unul pe altul. E ca un dat. Exact, ca un dat. Te trezești în fața acestui lucru. Iubește-o pe asta. Exact, da. Și oricum se întâmplă asta, dar pur și simplu, știi, te gândești așa că ești obligat e mult prea mult spus, știi, dar să iubești pe cineva fără să fi fost cucerit sau să cucerești. Și asta e o ipostază. Deci la tine iubirea fără cucerire, într-un sens sau altul... Da, nu știu, mai de modă veche așa. Nu prea există. Mai de modă veche așa, nu știu. Și te-a cucerit copilul tău? Mamă, deci în fiecare zi mi se pare incredibil, incredibil, știi, și mă opun, am momente în care mă opun și am zis, domnule, nu se poate, stai puțin, dar da. Fiecare adică încerc să fii mai... să nu fii atât de impresionată. Da, n-am cum. Adică face niște lucruri și spune niște chestii, mai ales acum în ultima perioadă, într-o explozie așa de dialog și de informații incredibilă. Și pe tine te-a schimbat? Evident că m-a schimbat. În primul rând nu mai trăiesc în capul meu, că nu mai am timp. Știi? Trăiesc mai mult în prezent. Și e bine, pentru că abuzam foarte mult de trăitul ăsta în mintea mea și nu-mi făcea foarte bine. S-a întors împotriva mea la un moment dat. Dar tatăl copilului, iartă-mă că te întrerup, iartă-mă că te întreb. Nu face parte din personajele romanului vieții tale? Ba da. Întâlnirea cu Marin chiar... Marin a adus muzica în viața mea, știi? Adică... Bine că a adus și el ceva. Adică, așa, cu toate... aspectele acestei realități, apropo de muzică, asta a făcut. Tot actor și el? Tot actor și el, da. Tot actor și el la bază, și muzician, și ce și discutați despre meserie acasă? Doamne, deci au fost ani întregi în care nu ne mai oprea Dumnezeu. Acum nu prea mai avem timp să facem asta, dar nopți întregi de discuții, de și cu Corina, și cu Mirela, și cu... Mirela Zeța, nopți, Corina da, este da, sora mea, sora da. Ta? Dar nopți întregi, da, și acum. Și acum, evident că ne macină treaba asta. Multe discuții. Și în contradictoriu bănuiesc. Da și nu. Mai mult acum, în ultima perioadă, în contradictoriu. A, da? De ce acum, dar, în ultima perioadă? Nu știu, pentru că fiecare cumva probabil și-a... construit drumul mai... Da, dar nu neapărat puternic. Că sunt deosebite, ci cumva încearcă să... Nu știu cum să spun. Fiecare are anumite prejudecăți în ghilimele, pe care încearcă să le expună și celălalt încearcă să le demoleze sau să le acumuleze și el la rândul asta lui. Asta e bine. Știi? E foarte bine. E că foarte se întâmplă bine. Asta. Da. Și te-ai certat cu Marin? Te-ai certat pe meserie, pe actorie? Nu, de certat nu ne-am certat niciodată pe meserie. Nu, pentru că e un interes comun, adică e același tip de cale pe care o urmăm amândoi. Dacă e o drumul discuție, e același, numai da, că nuanțele poate uneori diferă. Sunt diferite. Da. Și spune când faci un rol bun, că ai făcut, adică, sau el, aveți vă spuneți lucrurile astea? Când avem nevoie de ajutor... Strigați unul după altul. Da. Băi, atunci de obicei se întâmplă să spună ceva sau eu să spun ceva și să se ridice un vân așa și să pot să merg mai departe. Sigur, e prima persoană căruia îi cer ajutor. Normal. Asta e foarte important. Da. Copilul tău te-a văzut jucând? M-a văzut, cred că în film a văzut ceva la un moment dat, dar în teatru încă nu. Încă nu. Dar, mă rog, am jucat cu el în burtă. Acum trebuie să... Da. Teatru sau film?
Ei, amândouă. Și televiziune și toate fac parte. Și televiziune, adevărat. Toate. Toate, da, da. Cum a fost perioada aia cu Mondeni? Cum o simți acum după atâția ani? Că, practic atunci ai cunoscut celebritatea, aș putea spune. Marea celebritate. Marea, da, celebritate. Din satul numit București. Mm-hmm. Și nu numai. Nu știu, mă gândesc cu drag la ea și mă gândesc că aș mai face încă o dată treaba asta. Aș mai face încă o dată, da, asta. Da, da, pentru că mi-a adus foarte multă bucurie și foarte, foarte multă experiență. Și notorietate. Și notorietate, și am râs cât pentru o viață întreagă. Deci aveam crize de râs, crize de râs, foarte bine. Crezi că se mai poate face asta în România acum? Sigur că da. Doar că... Păi și de ce nu se mai face? Că nu se mai face, da, așa ceva. Pentru că probabil nu mai interes. Și ca să păi faci... și noi facem și numai face... ce... interesează, de ce e interesată lumea, că nu poți să vii întotdeauna în întâmpinarea gusturilor. Păi da, dar în marea majoritate a publicului cam asta se întâmplă. Nu prea mai are nimeni interes să crească ceva sau să ofere ceva dincolo de income of yesterday, if it's possible. Adică, dincolo de buzunar, mai greu. Diferența actului artistic între film și teatru, pentru început, că televiziunea înseamnă altceva. Păi la teatru ai mai mult timp să greșești, cred eu. Bine, asta în cazul în care nu ai timp de repetiții la film, pentru că se întâmplă să nu ai deloc timp de repetiții. Și cred că la teatru iarăși ține de construcție, la film ține de deconstrucție, să dai la o parte toată mâzga aia, să te lași să te scuturi de dezgură. Da, de... da, 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 și să te lași acolo în fundul gol. Pur și simplu. Deși la teatru face asta, dar face asta, ai toată perioada aia de construcție, știi, să pui, repetiții, să pui pe tine, da, să-ți faci o a doua piele așa, care pare foarte organică, dar la film nu poți face treaba asta. La film, dacă nu ești acolo viu, ceea ce e foarte ești mort, greu. Dacă nu ești acolo viu, da, ești mort. Ceea ce e foarte greu. E foarte greu, da, pentru că ai foarte mulți paraziți, îți dai seama, ai foarte mulți paraziți, adică te gândești la tot felul de lucruri, e greu să lași lucrurile astea la o parte. Trebuie să faci un pas înapoi întotdeauna și în primul rând să nu te gândești, să te placă cei de pe set sau să fii popular sau să dai la o parte toate astea. Să te gândești doar la rolul propriu zis și atâta. Ceea ce e dificil. Apropo și de teatru și de film, s-a întâmplat să intri într-un rol gândindu-te la construcția lui într-un anumit fel și la finalul rolului, după ce ai făcut rolul, să fii într-o direcție sau într-o poziție total diferită? Nu, să am o surpriză totală, nu. Nu. Niciodată. Nu, pentru că eu cred, acum să nu vorbesc cu păcat, că am o intuiție foarte bună și când fac prima lectură, intuiția mea funcționează foarte bine. Tot ce fac după e să refac tot cercul în mod conștient. Acolo este greutatea. Și în viață ai avut asta cu intuiția? Întotdeauna te-a ajutat? Sau? Nu, de multe ori, da. Dar am luat și decizii proaste. Adică, dar mai ales în teatru, da, în construirea unui rol. Nu, teatru m-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Și la televiziune de ce ai nevoie? Ai vorbit despre film, Trebuie nevoie de disciplină, în primul rând. Mm-hmm. Și să fii serios și să fii sănătos, căci acolo e un ritm infernal și dacă nu ești sănătos, serios și disciplinat, out. Nu ai ce căuta. Nu, dar te consumă la un moment dat, te dărâmă, te exclud. Cât de important este talentul pentru un actor? Cât în procente sau în ce măsură? Cât? și care sunt celelalte ingrediente, apropo de intuiție, apropo de muncă, apropo de disciplină. Citeam un articol ieri în care cineva spunea că afară nu se mai pune problema așa de talent. Că dacă vorbești de talent, ești un outcast, așa că se pune problema pe cât de multă putere de muncă ai, nu se mai discută în termenii ăștia, știi? Da, ieri lumea citeam despre un, care vorbim. Da. Da. Talentul e într-adevăr, sigur că n-a contează. Ai niște date cu care te naști, ai un soi de disponibilitate, de joc, de joacă, dar, într-adevăr, munca e cea care te ține într-o cursă lungă. Și voința. Să regizorul? Vrei să te ții. Regizorul, dacă ai norocul să te întâlnești, dar norocul ăsta la noi aici e cam subțire. Mm-hmm. Sunt puțini regizori. Sunt foarte puțini. Foarte puțini despre care, nu știu, de la care ai putea să înveți și cu care într-adevăr să ai o întâlnire și ajungi foarte greu
Și atunci, tu ce să faci în timpul ăsta? Te apuci și faci tu treaba, că de nu o să stai să aștepți. Un regizor care te-a marcat, de la care ai avut de învățat? Sau? Da, sunt domnul Frunză, care are un stil aparte, total. Eu chiar când am ajuns și am lucrat în trupa dumnealui, am văzut că are un total alt stil de abordare. Pentru mine chiar a fost ce am, că uite, domnule, că nu mai e nimic nou sub soare, ba da, este. Și iarăși cu domnul Masa, ce am avut o întâlnire foarte, foarte plăcută, deja de două ori. Și a fost o surpriză, că, mă rog, noi ne știam așa, dar n-apucasem să lucrăm și nu, sincer, nu credeam că avem multe lucruri în comun. Dar se pare că a fost o întâlnire fructuoasă. Și domnul Frunză, de ce e? Ce înseamnă ca cu totul altceva? Pare un alt stil. În primul rând îți spune, nu discutăm până nu vezi textul. Adică până nu vezi textul, nu prea ai ce mari discuții să ai. Și atunci îți grăbește foarte tare procesul ăsta de stat la masă și lucrurile se întâmplă mai mult ongoing, așa, după ce ai învățat textul și se întâmplă mai mult pe scenă. Pentru că eficientizează foarte tare. Eu am văzut cam toate spectacolele puse la domnul Frunză, dar acolo era vorba și de trupă și de oameni sigur și de actori, da, e foarte important. Da. Normal. Eu mă întâlnisem cu el la Teatru Mic, venise să facă Mutăr Curaj, eu atunci nu înțelegeam nimic din ce spunea, habar n-aveam, deci nu mă simțeam că n-am la... Da, mă uitam ca vițelul la poarta nouă, nu înțelegeam absolut nimic. Și apoi, probabil că dumnealui a văzut ceva, că m-a și invitat după spectacolul acela. Eu n-am înțeles de ce mi-a făcut o asemenea invitație, pentru că eu credeam că nu ne întâlnim pe nicăieri. Și apoi m-a invitat și am făcut toate spectacolele minunate pe care le-am făcut acolo. Da. Altă experiență extraordinară în viața unui actor, exact, pe care mulți actori n-au avut parte. Exact, exact, da. Și ce urmează acum în viața de actor? În viața ta de actor? Dumnezeu cu mila ce urmă, nu știu ce să zic. Vezi tu, pe de o parte, eu m-am tot biciuit și încă mă biciui cumva, pentru că n-am fost niciodată omul care să dea din coate, știi? Care să facă lucruri, să determine lucruri, știi? Care să se bage în față. M-am determinat eu pe mine cumva, în momentul în care am avut contextul și ocazia. Și nu știu dacă e bine așa, știi, să te mai schimbi acum? Adică crezi că poți să te schimbi? Nu știu, pe de altă parte recunosc că mie e mult mai pe structura mea felul ăsta, știi? Dar... De a fi căutată, de a primi roluri, dar dacă ocazia nu vine... Atunci tu trebuie să faci ceva. Știi? Păi până acum ce a venit. Faci? Da, că s-a îndurat bunuțul Dumnezeu. Păi, te gândești că așa va fi și de aici înainte. Păi da, poți să te schimbi tu atât de tare încât să te duci să te bați pentru nu știu ce rol sau pentru nu știu ce proiect? Probabil că never say never, nu știi în ce punct te aduce viața, nu știi de ce ești în stare să faci. Spune-m în acest roman al vieții tale. Eseu. De până acum, nu, eseu, da. Dacă vrei neapărat să-i zici tu eseu. E ceva ce ai schimba? Da, e ceva ce aș schimba. E ceva ce mi-aș zice dacă aș fi față în față cu mine așa când aveam 20 de ani, să nu mă mai chinui atât, să nu mă mai car bolovani care nu sunt ai mei. Da, ce a fost greu? I-ai cărat multă vreme? Am cărat mult pentru că sunt foarte empatică și atunci am preluat de la multe bagaje care nu erau ale mele și pe care le-am considerat ale mele. Și pe care le-ai cărat multă vreme? Le-am cărat, da. Deci capitolul ăsta l-ai scoat. Capitolul ăsta l-ai scoate. Spune-mi ce capitol ai vrea să introduci în eseul, în romanul vieții tale, de care n-ai avut parte. Există un capitol de felul ăsta? Ceva ce ai fi vrut să fie. Am înțeles ce n-ai fi vrut să mai fi, și ai vrea să scoți din romanul vieții tale, dar... Nu știu dacă aș introduce ceva. Consider că dacă asta mi s-a întâmplat până acum, mi s-a întâmplat cu un scop. Bun, dar asta știi cum e că... Mi s-a întâmplat cu un scop. Adică n-aș mai fi fost acum în momentul ăsta așa cum sunt, nu cine sunt, ci așa cum sunt, dacă n-ar fi fost toate. Adică e dat de la Dumnezeu și trebuia să trăiești asta. Da. Probabil că am undeva un soi de fatalitate așa în... Nu, dar e întrebarea clasică, știi, dacă ar fi ceva, dacă ai putea să schimbi în viața ta, ai schimba ceva, ce îmi spun, nu n-a schimbat nimic. Nu, eu aș schimba. Ai schimba? Eu aș schimba. Sunt multe lucruri pe care le-aș schimba. Decizii, probabil. Decizii, uite, felul în care
Am făcut televiziune și cât am făcut, aș fi vrut să fac altceva și n-am făcut și am mers mai departe. Sunt lucruri importante pe care le-am făcut și le-a schimbat fără nicio ezitare, adică sunt atât de convins de asta. Tu n-ai schimbat nimic. Nu știu, asta ți-am zis. Aia am înțeles-o, aia, da. În rest, nu pot să zic că... Nu știu. Ai avut un moment de cumpăn în viața ta? Am avut multe momente de cumpăn. Care a fost cel mai greu moment în viața ta? Cel mai greu, nu știu. Cel mai greu. Unul așa, cumpăna cea mai mare, cum să spun. Nu știu dacă e cea mai mare, cea mai așa. Cea mai... Dar mi-a fost greu când am născut, de exemplu, pentru că viața mea s-a schimbat și m-am opus acestei schimbări foarte mult. Pentru că viața mea era meseria mea, era unul și același lucru. Adică nu ți-ai dorit copilul? Ba da, mi-am dorit copilul. Cred că de fapt nici nu mi-am dat seama că de mult doream până nu l-am avut. Uh-huh. Dar m-am trezit în situația asta în care nu mai aveam aceeași libertate de mișcare, sau așa credeam. E incredibil ce spui, adică cea mai mare cumpănă a fost legată de... Cea mai mare cumpănă, spun cea mai recentă, problemă, despre da, care recentă, vorbesc. Da. Problemă, era o situație în care m-am trezit și nu știam cum să manageriez treaba asta, pentru că eu asta făcusem 40 de ani. Mă rog, 20 de ani. Făcuse. Adică până la 40 da, de ani. Da, asta făcusem, asta știam. Nu știam altceva. Altceva nu știam. Asta era. Și într-o dată m-am trezit într-o situație în care nu mai aveam aceeași, eu fiind o nomadă de felul meu și o devoratoare de libertate, nu mai aveam genul ăsta de libertate. Sau așa credeam în mintea mea că nu-l mai am. Și atunci a fost o perioadă destul de interesantă din punctul ăsta de vedere. Mai vreau de la tine doar atât. Să-mi spui cum s-ar încheia acest prim volum din romanul vieții tale. Cum ai vedea încheierea lui? Bineînțeles, cum va urma. Cum un mai... sequel, da? Știi cum e? Era filmul mic și, mă rog, nu știa de nicio cum știe să citească, dar deschidea cartea și el îmi povestea ce e acolo și spuneam așa, mama, și ce a mai zis cocoșul? Și tu zicea, așa, mama, și cum se termină? Și-a închis cartea. Și așa? Da. Așa vrei și tu să fie acesta? Așa. Uite așa, să se închidă cartea. Mulțumesc mult, Andreea. Mulțumesc și eu, tare mult. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc. Tot ok?